Astăzi, după cum ați observat, în mod tradițional, Parlamentul a ignorat toate propunerile de interes național și în ceea ce ține de privatizare abuzivă a Air Moldova, a să vorbească mai și a informat mai concret și în plenul Parlamentului domnul Vladimir Surcan. Am propus alte subiecte importante pentru Republica Moldova, care iarăși în mod tradițional nu au fost susținute, dar culmea acestui proces a fost ignoranță față de hotărârea Parlamentului de joia trecută privind audierea Procurorului General, șefului CNA și șefului Procuraturii Anticorupție în ceea ce ține de miliarde furate din sectorul bancar și recuperarea acestora de către organii de drept. Asta a fost voința a majorității deputaților aleși, expusă săptămâna trecută. Am văzut acest teatru regizat între Procurorul General și domnul Candu, între șeful CNA și domnul Candu, atunci când, pe motive neclare pentru noi, Procurorul General a refuzat să vină în Parlament. Necătând că el știe foarte bine că Parlamentul este organul reprezentativ superior în țară, deputații în Parlament își exercită mandatul din numele poporului și dumnealui ca un funcționar de stat era obligat să se prezinte aici. Domnule Procuror General, dumneavoastră nu ați fost în poziție să comentați raționamentul de a veni sau de a nu veni în plenul Parlamentului. Era obligația dumneavoastră constituțională să fiți audiat pe un interes de importantă națională. Dacă erau careva subiecte ce țin de anchetă, urma să iei decizie iarăși plenul Parlamentului. Fie audieri cu uși închise, fie audierea în acele subiecte care pot fi audiate în Parlament, însă a fost obligația dumneavoastră să fiți în plenul Parlamentului. Domnul Zumbreanu, dumneavoastră știți foarte bine că decizia privind audierea a dumneavoastră, ca conducător a instituției CNA, a fost aprobată de către majoritatea parlamentară joia trecută. Abia miercuri, peste 6 zile, dumneavoastră ați găsit de cuvință să informați Parlamentul că aveți agenda și joi nu puteți veni. Adică ați aflat despre acest lucru abia miercuri. Faptul prin care ați creat o confuzie în raport cu Parlament. De aceea că Parlamentul este, încă o dată repetăm, forum suprem în Republica Moldova. Și fiecare funcționar de stat este obligat să exercite, să îndeplinească, să execute voința și hotărârea Parlamentului. Neprezența acestor funcționari în plenul Parlamentului astăzi trebuie sancționată conform legii. De aceea că au fost încălcate cel puțin 6 articole din Constituția Republicii Moldova. De aceea noi și am luat decizia de a părăsi plenul Parlamentului și am chemat alte fracțiuni parlamentare, grupuri parlamentare, acei care au votat hotărârea privind petrecerea audierilor, să părăsească ședința. Am văzut că unii din acei deputați care au votat această hotărâre deja au fost prelucrați de către majoritatea parlamentară, însă cu părere de bine pentru, și pentru Parlament ca instituție și pentru cetățeni, s-a constatat lipsa de quorum. Și majoritatea parlamentară a fost nevoită să declare o pauză în ședința a Parlamentului. Mai departe, noi rămânem pe aceeași poziție. Că aceste audieri urmează a fi petrecute, hotărârea Parlamentului urmează a fi executată și Procurorul General și restul menționați în hotărârea Parlamentului urmează să se prezinte și să informeze și plenul Parlamentului și opinia publică despre miliarde furate. Dacă au fost recuperate, în ce măsură și ce urmează să aștepte populația din Republica Moldova, cetățenii. Domnul Candu, acel care blochează de mai mult timp și publicarea raportului Crol 2 și informarea adecvată a opiniei publice în vederea
mersului anchetei, domnul Candu nu dorește să informeze populația din Republica Moldova. Probabil că poporul este prea primitiv ca să înțeleagă inteligența sa. Însă a informat partenerii săi, partenerii lui în Statele Unite, că iată 90% a banilor furați au fost identificați. Domnul procuror general nu s-a prezentat, dar ne adresăm către domnia sa prin intermediul presiei. Domnule procuror general, urmează să audiați deputatul Candu în vederea declarațiilor făcute la Washington. Unde sunt acești 90% de bani furați? De aceea că ceea ce declară Filip prin cancelarii europene, precum că din 900 de milioane de dolari furați, 600 milioane au fost întorși. Numai că domnul Filip procedează ca un șmecher. El nu spune că 600 milioane de lei, dar nu de dolari, au fost recuperați. Ceea ce este diferență foarte mare. Și doi, banii ăștia nu au fost întorși din active fraudate. Au fost vânduți activele sănătoase a băncii. De aceea, astăzi nu putem vorbi că banii se întorc înapoi. Și mai mult, majoritatea parlamentară, guvernul, a aprobat hotărârea prin care miliarde furate au devenit datoria publică. Și urmează a fi întorși de cetățeni. De aceea, noi, socialiștii, vom fi consecvenți, vom merge pe ideea ca oamenii să fie informați și despre Crol 2, care a fost plătit tot de către oameni, bugetul public, și oamenii să cunoască cine sunt acei oameni onești în viziunea domnului Filip și a domnului Candu. Și noi vom merge cu, și vom insista că aceste audieri să aibă loc și ne pare bine că astăzi s-a constatat lipsă de quorum. Asta înseamnă că totuși spre sfârșitul mandatului poate se va trezi soveste, simțul de responsabilitate civică la unii deputați. Vom urmări foarte atent ce va întreprinde așa zisul grup popular european, că vedem că unii dintre înșii deja încearcă să facă un pas înapoi și vă vom ține la curent și pe dumneavoastră cei din mass-media și opinia publică. Noi vă mulțumim și domnul Țurcan, domnul Novac poate vor adăuga ceva. Deci la ceea ce a spus colegul meu, domnul Bătrânce, aș vrea doar să adaug vreo câteva momente legate de faptul că procurorul general a depus în fața Parlamentului jurământul. În acest jurământ este foarte clar expus că dumnealui se obligă să respecte Constituția Republicii Moldova, legislația Republicii Moldova și să apere drepturile oamenilor, cetățenilor din Republica Moldova. Și faptul că dânsul, înțelegând foarte bine că anchetarea acestui furt a miliardului afectează interesele țării Republica Moldova, afectează legislația Republicii Moldova, în mod direct afectează drepturile și interesele cetățenilor Republicii Moldova, în același timp nu dorește să vină în Parlament, confirmă doar o situație foarte clară. Nimic și nimeni nu face, inclusiv și procurorul general, pentru a încheta acest caz, pentru a recupera banii și pentru a apăra interesele cetățenilor Republicii Moldova. În aceste condiții mă adresez la toți cetățenii. Se apropie o zi când toți dumneavoastră, cei care sunteți cu drept de vot, să fiți și procurorii, cât și judecătorii a acestei puteri, care 9 ani la rând încearcă să distrugă și fură în realitate toată țara și cetățenii Republicii Moldova. Da, stimați colegi, eu doar la câteva momente destul de importante ce țin de furtul secolului din sistemul bancar al Republicii Moldova. Țin să vă amintesc că acești doi actori importanți în vederea ocrutirii normelor de drept în Republica Moldova vorbesc despre domnul Zumbreanu în acel moment când a fost
efectuat acest furt al secolului, dumnealui era în funcție doar că în funcție de vice-director al CNA-ului. Și domnia sa știa foarte bine tot ceea ce a declarat și predecesorul său, domnul Chetraru, vă amintiți aici în forul legislativ, a declarat că ei știau că se fură cu sacul, deci așa niște declarații mai metaforice, respectiv știa și dumnealui. În perioada când procuror general era domnul Gurin, țin să menționez că domnul Harunjin, actualul procuror general, la fel lucra în organele procuraturii și la fel avea posibilitatea de a monitoriza activ, conform legislației și împuternicirilor legale, toate aceste mișcări și mișmașuri care au fost făcute în acea perioadă. Ați văzut că astăzi s-au găsit fel de fel de scuze de ochiate, în opinia mea, cum a enunțat chiar domnul speaker de la astăzi în cadrul ședinței, că chipurile a venit o delegație de la Manuel. Bine, a venit, dar păi noi nu am solicitat să vină tot ce ne-au incorpore aici la noi în forul legislativ. Era suficient să vină domnul director și atât, să ne informeze. Și odată ce informația solicitată este cunoscută de mai bine de 3 ani și până a început investigația, sunt aproape 4 ani de la furt, dar investigația a început mai târziu. Deci este o informație deja pregătită, timp suplimentar pentru a le oferi acest timp să se pregătească, cred că nu este necesar, dar astăzi ați văzut cum domnul speaker a încercat cu încălcarea regulamentului Parlamentului să iasă cumva din această situație și a pus la vot transferarea audierilor chipurile pentru săptămâna viitoare, însă votul precedent de săptămâna trecută nu a fost anulat de nimeni. Deci, cei ce a decis majoritatea deputaților aleși în Parlament, nimeni nu a anulat acest vot, iar aceste audieri urma să le avem astăzi. Eu cred că este o tergiversare intenționată și strage mâța de coadă, cred eu, intenționat pentru a întinde cât mai mult timp și să inventeze o scuză nu știu care. O să vedeți că simt eu că pentru săptămâna viitoare o să găsească altă scuză. Unul o să zic că nu este obligat să vină, că este o ramură diferită a puterii în stat, adică ramura justiției, mă refer la procuratură. Altul o să zic că într-o deplasare sau nu știu ce. Iar cetățenii Republicii Moldova, cum nu au știut adevărul, probabil în această componență a conducerii statului, mă refer la majoritatea parlamentară, cred că așa și nu vor afla.